Bună ziua, dragilor, dragilor, mult iubiților și stimaților! Suntem din nou la o plimbare prin municipiul Roman. A dat Dumnezeu și azi noaptea mai tras așa o ninsoare cât de cât mai de Doamne ajută. Vă spuneam și pe Facebook, s-a îmbrăcat orașul din nou în zăpadă. De data asta o să încercăm să acoperim alte străduțe pe care ni le-ați cerut. Băi, eu încerc să dau aici distribuire, dar nu prea pot că îmi tremură mâna din cauza mașinii. Așa, încerc să distribui acest clip video, această postare, acest live, lucru pe care vă rog și pe voi să-l faceți, așa cum v-am obișnuit și data trecută. Încă de data trecută, să distribuiți acest live, pentru că vrem să fim cât mai mulți. Cât mai mulți pe această transmisiune, sunteți mulți romașcani, mulți români am văzut. Mă, oameni buni, hai să vă mai zic o chestiuță, că m-ați lăsat cu lacrimi în ochi, fără cuvinte, ceea ce mie mi se întâmplă foarte, foarte, foarte rar să rămân fără cuvinte. Vai de mine, neamțul care nu vorbește, e ceva imposibil aproape. Dar m-ați lăsat fără cuvinte, dragilor și dragilor. Peste 1000 de distribuire a avut live-ul de data trecută, peste aproape 90.000 de vizualizări, deja vizualizări mai multe decât locuitorii municipiului Roman și a zonelor limitrofe. Fantastici ați fost, plus că într-o săptămână de pe 12 parcă ianuarie până pe 20 ianuarie ați reușit să ne ajutați să creștem pagina Roman 24 online cu peste 1000 de prieteni, lucru care nu poate fi decât fantastic, doar fantastic, extraordinar, mirobolant, ecstatic sunt, dat pe spate, ca să trec mai pe de-astea populare. Dat pe spate, mi-a pocnit timpanul, mi-a înnebunit un ochi. Vă mulțumesc din suflet pentru această minunată mână de ajutor pe care ne-ați întins-o. Inclusiv în momentul acesta, aproape 100 de prieteni pe acest live, care live este de fapt o simplă plimbare prin oraș, prin municipiul Roman. A nins, e frumos, străzile sunt curate. Străzile sunt curate, colegul Ciprian e la volan și pe unde ne duce, habar nu am, habar nu am, dar sper să ne ducă prin niște locuri frumoase în care n-am mai fost până acum. Am trecut, chiar uite, am trecut pe lângă mini parcul zoologic, n-am apucat să le zic oamenilor, aici în parc, chiar pe străduța asta, undeva în stânga am trecut pe lângă grădina zoologică a municipiului, de care vă spuneam și la cealaltă transmisiune. Ia să văd unde eram, că trebuie să-mi măresc și eu aici, stau cu un ochi pe live, cu un ochi pe chat, cu un ochi pe microfon și cu al patrulea pe drumurile din jur, ca să știu despre ce vorbesc. Bună dimineața! Aș vrea să putem ieși din oraș, să vă arătăm comunele, însă nu acum. Vă spuneam că azi noapte a nins, n-a nins foarte mult, dar destul cât să ne poată face probleme la condus. Plus că ținem foarte mult la o anumită calitate a transmisiei noastre. Și dacă ieșim din oraș, unde nu mai există acoperire 4G, la internet mă gândesc, s-ar putea fie să pierdeți semnalul, fie să mă auziți și asta nu mi-ar conveni nici mie și nici dumneavoastră, cu siguranță. E orașul, municipiul Roman. Marsala, bună dimineața! Iar încep să zic bună dimineața la toată Europa. Bună dimineața, Marsala! Să trăim 1.000.000 de ani! Mulțumim, mulțumim, Albert, pentru aprecieri. Haideți, poate vă era dur de gară. Gara în continuare arată... Da, cum să... Fantastic, da, cum să zic, să nu fiu totuși nici răutăcios. E gara municipiului Roman. Se vede că nu ține de municipalitate, ține de SNCFR, care SNCFR-ul tot înainte. Salutare, Germania! Cică trecem și pe Victor Hugo? Acuș. Acuș. Bună dimineața, Londra!
Norvegia, bună dimineața, nu văz Monța, bună dimineața, nu vă transmit zăpadă sau uite ce frumos e la noi că avem zăpadă în Norvegia, că e clar că aveți mai multe decât noi. Pe cine să mai salut? Salutare, Mădălin, mădă, nu știu de unde ești, dar salutare la mulți ani și bună dimineața. O să ne plimbăm astăzi. V-am obișnuit să facem din când în când. Mantova, bună dimineața. Gara arată jalnic. Nu e o noutate, știam. 120 de prieteni pe acest live. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Am să-mi reînnoiesc rugămintea de a distribui această transmisiune pentru ca toți romașcanii, toți românii, salutare Londra, Gigi Kent, Cipru, sărâmâna Roxana, pentru ca toți romașcanii, românii care se află în țară, în străinătate și doresc să mai vadă puțin o bucățică din România, Verona, bună ziua, să aibă posibilitatea. De aceea vă rog să distribuiți această transmisiune. Aș face-o eu, dar din păcate la cel mai mic semn de distribuire Facebook-ul ne blochează conturile. Sicilia, bună dimineața, Arabia Saudită, bună dimineața, Italia, bună dimineața, toată Italia, Germania, Wetzlar, oh. Băi, dar știi ce văd eu, Ciprian? Cercul nostru de prieteni, salutare utilizator Facebook, așa scrie, nu-mi dă numele, scrie utilizator Facebook, cercul nostru de prieteni, Dristor, bună dimineața, se lărgește cercul nostru de prieteni. Acum câțiva ani, când am început această idee cu Romanul în imagini, eram câțiva din Roman, după aia început să ne salute din comunele din jur, după aia din orașele din jur, acum din toată România și din toată Europa și din toată lumea. Bună dimineața tuturor! Foarte mulți romașcani sunt pe acest live și pe cel de tura trecută au fost extraordinar de mulți și sper să fim și mai mulți. Au, ce mișto, Elvis! Elvis ăsta mă scoate din serie, că poți să stai în cadă cu apă caldă cu prietena și să te uiți în direct pe net la o plimbare prin oraș. Mersi! Bună dimineața, tămășeni! Cum? Preferam invers. Preferam invers? Cum adică? A, să ne prezinte el orașul, să stăm noi cu prietena. Nu aluim. Ne întreabă Roxana unde mergem. Unde ne spune? Unde ne spuneți, Cică, zice Ciprian. Noi, în momentul ăsta, s-ar putea să facem o bucată de variantă. Varianta est. A, vest, pardon, a orașului. Habar n-am, suntem 141. Hai, facem 300 măcar. Bună dimineața, romașcani. Londra, să trăiești, Tony. Un miliard de ani, pace. Uite că mergem în alte părți acum. Cum am zis eu că mergem pe variantă, Ciprian a făcut, hai la stânga. Poc, ci că pe Gloriei nu trecem? Habar n-am. Acuș. Clujul! No, bună dimineața! Neața la Cluj! Centrul e ușor de văzut, Alexandru. E de ajuns să te uiți pe camera noastră care e postată pe www.roman24.ro. E acolo o cameră în colțul din dreapta sus, care bate direct pe centrul municipiului Roman. Plus că pe centru inevitabil vom ajunge. Am plecat de acolo și ne vom întoarce tot pe acolo. Deutschland, Deutschland, über alles! La 300 de ochișori deschidem capota. 300 de ochișori înseamnă 150 de perechi. Deci, nu. La 300 de perechi de ochi, începem să vă rugăm să facem 500 de perechi de ochi. Tam, tam! Dacă deschidem capota, nu mai plecăm. Da, suntem în... Mă întreba mai mulți încă de la celălalt live. Pe unde... Salutări, Spania! Pe unde ne plimbăm? Păi, oameni buni, în general, noi suntem niște oameni care planifică foarte mult, da? Băi, hai să începem să facem un live din mașină. Mulțumim, o săptămână frumoasă și ție, Ionela. Hai să facem un live din mașină. Și urcăm în mașină și ăla e tot planul. Mai departe, om trăi și om vedea. Contează pe unde mergem. Câtă vreme voi sunteți fericiți și noi suntem fericiți. Și tura trecută am fost extrem de fericiți. Adică mai aveam puțin și făceam 100.000 de vizualizări pe un singur live. Pentru un singur live.
Am ajuns acasă, mă sună colegul: "Bă, tu ai văzut câți oameni s-au uitat la clipul ăla?" Dar eu eram câți, frate? Bum! Zeci și zeci și zeci de mii. Sunteți fantastici la faza asta. Evident, iarăși mă întreabă oamenii de ce nu mai fac emisiunea aia plictisitoare, 24 de titluri. Una, că nu mai am timp. Așa, și ajungem și la întrebarea asta, Mugur Angel. Pe benzina cui mergeți? Și aici ajungem la partea dureroasă. Pe benzina colegului Ciprian mergem, da? Aș fi spus a noastră, dar nu e a noastră, că e numai a lui, că mașina lui e aia de târială. Și el, săracul, bagă bani în benzină și, sincer, vreți să vă spun un secret, nu-i scoate. Vai de mine, neamțule, cum poți să spui așa ceva? Nu se vede întunecat, se vede foarte bine, Elvis. Se vede foarte bine, dar ține cont că e ora 12:35, iarna. O fi și din cauza parbrizului și din cauza că lumina bate în parbriz cumva, sau poate ai o setare la telefon. Și vine... și câtă vreme avem benzină, live-ul continuă. Păi asta e întrebarea, câtă vreme avem benzină? În pietonal nu putem ajunge, dar mi-am propus eu, pentru că nu pot să-l oblig și pe Ciprian să facă treaba asta, să iau într-o zi o cameră în mână și să fac pietonalul ăla la picior. Tot așa, cu microfonul în mână, vorbim de unul singur, să vă arăt tot pietonalul, dar știți când? Când o să se termine cu zăpada asta, pentru că am o pereche de bocanci cu care alunec în draci. Da? Valencia, salutare! Cu bocancii mei alunec în draci, oameni buni, și mie că o să vedeți pietonal, vâp o pereche de picioare și după aia cerul. Și pe mine înjurând de mama focului, așa că nu mă risc acum. O să prezint și pietonalul atunci când se va termina cu zăpada. Bun, revenind la ce spuneam, voi în timpul ăsta nu vă luați după ce spun eu, distribuiți acest clip, această transmisiune. Pe noi ne ajută foarte mult, că ne putem lăuda și le putem scoate ochii viitorilor posibili potențiali sponsori, pentru că noi, în afară de live-urile astea de prin oraș, de prin Roman, mai facem și transmisiuni de la evenimente culturale din Roman, de la evenimentele sportive din Roman și așa mai departe. Și se pare că poți atrage sponsorizări pentru viitoarele transmisiuni mai ușor dacă sunt multe vizualizări pe clipuri. Noi nu facem neapărat pentru chestia asta, pentru vizualizări. Vizualizări, dacă e să ne gândim, bine, ne-ați făcut cu cealaltă transmisiune să avem pun an întreg, să ne putem lăuda și să scoatem ochii tuturor. Dar e bine totuși să fie cât mai multe vizualizări, pentru că, așa cum vă spuneam și data trecută, noi la Roman 24 online suntem doi oameni mari și lați, colegul Ciprian și cu mine. Și încercăm să trecem de pe o lună pe alta cu această idee de live, Romanul pe internet, cum e logo-ul nostru, sloganul nostru, e sus în bannerul de pagină, Romanul pe internet peste tot. Cu asta ne ocupăm. Să vă arătăm orașul așa cum este el în timp real. Da? Uite, mișto idee, Alexandru. Deci, dacă vreți ca live-ul să continue, trimiteți fiecare câte 6 lei de benzină. N-am înțeles exact de ce 6 lei, de ce nu 5 sau nu 10. Am încercat și varianta cu... Ne spusese cineva, bă, încercați, nu știu, puneți și voi acolo un cont de PayPal. Ne-am chinuit 1000 de ani, că și colegul și cu mine ne pricepem mult a naibii să creăm cont de PayPal. În fine, l-am făcut până la urmă și stă și prinde praf. Da? Dar ca idee, din asta încercăm să trăim, din asta încercăm să supraviețuim, să facem aceste transmisiuni live pentru ca voi să le puteți urmări și să vedeți orașul așa cum este el. Evident, ce vine pe urmă ar fi minunat, dar de obicei nu prea vine. În schimb, ne străduim să atragem sponsori pentru, care și așa sunt foarte rare în Roman, vorbim de municipiul Roman, da, unde economia e zero și producția este și mai mică, dacă există, e cu minus.
adică să mergem și pe la Săbăuani. Am zis mai devreme că o să încercăm să facem și comunele din jur, pentru că avem cum să le arăt, cum să avem ce vedea în ele, dar să se lase puțin cu zăpada asta. Unul dintre proiecte ar fi, propusese cineva data trecută, să facem un fel de România în direct, reporter în direct. Măi, ideea nu este rea. Și atunci când va da cât de cât căldura și vom găsi și o sponsorizare, pentru că na, o ieșire din oraș implică mai multe cheltuieli decât o plimbare prin Roman, o să vedem cum facem, să vedem, poate reușim să punem în legătură directă pe live, pe Facebook, familii care nu au acasă internet și să încercăm să-i punem în legătură cumva cu cei dragi plecați din țară. Am eu un proiect, o idee, trebuie să-l pun exact pe hârtie și o să anunțăm unde mergem, ca oamenii ăia să ne aștepte cu masa pusă, da, să taie măcar un purcel, un vițel, ceva, da, să pregătească 3 coșuri cu brânză și noi să dăm buzna peste ei cu camera video și să-i luăm în live ca să poată vorbi cu cei dragi care sunt plecați în străinătate, cu care poate n-au reușit să mai vorbească de ceva vreme. Salutări de la Roma! Roma, salutări! Buongiorno! Buona giornata! Săruna Măriuța! Ce-mi plac oamenii care spun, ce drăguți sunteți! Ce drăguți sunteți! Tic, 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 tic. Nu prea e semnal. Este semnal la noi. Acum la primire nu știu cum e. La noi la dat există semnal că avem acoperire 4G. Nu știu dacă ar trebui să-i sunăm pe ăștia de la Orange la un moment dat și să le spunem, bă, voi n-aveți idee cam ce reclamă v-am putea face la modemurile astea de le folosiți voi. Că noi facem live-uri pe Facebook de câte o oră cu el. Fantastic. Da, unde, stai că iar îmi sună telefonul. Bă, cum n-aibă reușim de fiecare dată când intrăm în live să înceapă telefoanele să sune disperat. Tup, 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 tup. Coborâm pe tineretul, ne întrebase cineva tura trecută. Dacă nu mergem și prin zonele mai puțin circulate. Oameni buni, voi vedeți că străzile sunt curate. Dar astea principale, chiar ar trebui să vedem. Pe unde să mai mergem, pe unde sunt mai puțin circulate și să vedem dacă sunt și curate, căci că s-au făcut curățenie peste tot. Uite, de lucrat se lucrează. Vedem chiar aici. Se ia zăpadă, bravo. Lucrește cineva aici? Urmează 24. A, urmează ziua, da, de fapt urmează ziua 24. La Stejarul Unirii se vor face evident manifestările centenarului 100 de ani de la Unire. Pe care le vom transmite evident live. Asta îmi zice colegul. Sunt evenimente în tot orașul atunci, cu siguranță. Și că suntem buni de reporteri la Antena Stars. Nu! Nu știu de ce, nu mă întrebați, nu vreau să fac reclamă negativă nimănui, de eu când aud Antena, parcă mi se duc cuvintele în altă parte. Ei, suntem prieteni cu băieții din servicii, de-aia vă sun în timpul live-ului. Auzi, nu mergem și în strada nouă? Avem o singură lopată, niciun nunceac la noi, nici spray cu gaze lacrimogene nu-l avem. Și aș vrea să alerg, dar nu pot fugi pentru că vă spuneam că mi-alunecă bocancii. Și acum nu spun că... uite că se blochează portierele, bravo. Și acum nu spun că oamenii din strada nouă sunt toți răi, dar prefer să nu aflu. Dacă am sau nu am dreptate. Să mergem în strada nouă. Voi în timpul ăsta gândiți-vă că suntem 160 de oameni aproape pe live. Când o să fim 500... Nu știu, să zic așa, să fac o prostie, să zic la 500 de oameni, mergem în strada nouă, ies în fața mașinii și mă lasă Ciprian acolo. Avem o stradă care se numește Vulturului? Întreabă Cecilia. Sărmână, habar nu am. Există o stradă? Pe strada Maramureșului. Să mergem, zice Octavian. Băi, oamenii ăștia, eu parcă nu sunt născut în Roman și crescut în Roman.
Habar nu aveam că există străzile astea. Deocamdată suntem tot la abator. Știi ce? Hai până la Lebăda. Nu? Nu mergem până la Lebăda. Live. Live? Am zis live? Dacă am zis live, se întâmplă. Nu mă luați și voi așa cu toate, cu câte o literă. O fi din cauza că-s făfâit? Și mi-a ieșit un F. Ce zonă e? Zona asta, suntem zona Abator. Se chema într-o perioadă. Cu fabrica Smirodava. Acum aici a deschis Marcel Dita magazinul. De ceva vreme, vă uitați chiar în momentul ăsta la el. Așa. Mergem pe la cei, era să zic, doi măgari. Știți blocurile alea turn, care nu se cheamă doi măgari? Sunt mai mulți măgari aici. Și acum o să facem dreapta spre, cum se chema pe vremea lui tata când era tânăr? La EGCL. La, nu? Zic bine, nu? La IRE. La IRE, așa, la IRE. Dar EGCL-ul care e? La IRTA. La IRTA, în partea aia altă. Băi, să mor, ți-ai zis, parcă nu sunt născut aici și crescut. Da? La IRE. Unde merge, unde merge bonicu să plătească lumina, le plătești curent la IRE. Și uite că mergem pe unde, băi, dar sper să nu fim 500 până ajungem acolo, că mă lasă ăsta pe aici pe jos. E, și am intrat în categoria de străzi mai puțin centrale, da, a se vedea zăpada în continuare pe asfalt. Și ce faci, bă, a prins tupeu. Ce îmi place faza asta? Nu, dar mi-am pus boxul pe mână. Nu știu, vorbim toți de strada nouă, de parcă ar fi cine știe ce aici în strada nouă. Ceva extraordinar de nemaipomenit de rău. E? Uite, văd că taxiurile merg pe aici, că am înțeles că oamenii ăștia care sunt cu legea 416, legea minimului venit garantat, asistența socială, toți au mașini super mișto și merg cu taxiul, adică inclusiv când se dădeau pachetele alea de Crăciun, ale electorale, da? Umaniste, am vrut să zic, sociale. Toți ăștia care au venit să-și ia pachetele și nu vreau să jicnesc pe nimeni, Doamne ferește, au venit cu taxiul. Noi am mers pe jos, că, na, nu ne perc. Uite, aici alunecăm, aici luăm la vale. Tam, 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 Roma, salutări din nou, suntem într-adevăr în strada nouă, ia să vedem. Hai bă, că mai sunt și alții căruia, dar nici nu s-ar da la o parte, frate. Ia. Să vedem ce se întâmplă. Câinii liberi. Deja drumurile sunt atât de bune că nu mai reușesc să văd ecranul laptopului, nu mai văd ce-mi scrieți. Uăleu, ce că mai ușor că ajungem ca aia din Flintstones, să dăm din picioare direct pe asfalt. Voi nu uitați în timpul ăsta, vă rog tare mult, să distribuiți această transmisiune, să vedem să fim cât mai mulți pe acest live. Mie îmi place să spun live, transmisiune live, pentru că, sincer, pot să mă laud cu chestia asta, suntem singurii din român care fac așa ceva. Bine, exceptând pe cei care mai fac live-uri din când în când cu telefonul mobil. Live-uri pe care, na, totuși, nu puteți să puneți foarte mare bază. Verona, salutări! Ce oprește aici și dă-te jos. Nici nu mă gândesc că n-am făcut 500. Nici nu mă gândesc. Când o să facem 500 de oameni pe live, deci să fim 500 de prieteni în același timp online, pe live, promit că mă dau jos și fac un înger de zăpadă aici. Sunt sigur că nu o să se întâmple chestia asta, de aia și fac promisiuni de genul ăsta. Zic bine? Adir? Adrian, pardon, Adir. Mai zic eu că aruncă mașina asta în toate direcțiile, gropile din asfalt și nu reușesc să văd... Unde să trimit Andrei? Salutări, Verona, am zis. San Felice? Nu știu unde e San Felice. San Felice? Salutări, bine ați venit! Andrei, unde să trimit? Atenție mărită în strada nouă. Băi, se pare că n-a fost nevoie de atenție mărită în strada nouă. Am trecut cu bine pe acolo. Sunt foarte mulțumit, ați văzut și voi. Nu arată foarte rău. Aici, în stânga, avem cimitirul evreiesc. Măi, dacă n-ați vizitat nici măcar o dată cimitirul ăsta,
pe cuvântul meu că vă invit să o faceți cu drag. O să aveți o surpriză. Nu spun plăcută sau urâtă, dar o să aveți o surpriză. Și că du-te prin cartier, poate își găsești vreo gagică. San Felice și Liceu mai jos de Roma. A, salutări, atunci tot în italiană. Modena, salutări. Mă duc în cartier să-mi găsesc o gagică. Dacă vreau, oameni buni, dacă vreau o femeie sănătoasă, mă duc în satele din jurul Romanului. Alea nu-s fițoase, bre. Ah, Sicilia, Palermo, bună ziua. Am ieșit cu sănătoși. Bă, am avut noroc. S-a uitat ea cam ciudat, că na, nu s-o obișnuiți, sau cred că s-o obișnuiți să vadă camere. Luca, bună dimineața. Așa e, așa mă gândeam și eu, Elena, că s-ar putea să fie pe acolo mai liniște și pace, pentru că-s plecați toți din țară, în strada nouă. Au rămas și la ei tot pensionarii, da? Hai că nu vreau să-și, v-am zis, nu vreau să-și, Doamne ferește, acum râdem și glumim ca între prieteni, de-aia suntem 150 de oameni pe live, să vedem Nottingham, good morning. Salutări din Belgia. Nu știu în belgiană cum se zice salutări. N-am idee. N-am ajuns. Aș ajunge și prin Belgia. În Verona, în schimb, am ajuns. Am ajuns în Verona la casa Julietei și am pus mâna pe sân. Juliet, e o statuie acolo. Nu știi povestea, nu? Băi, deci este o statuie în curtea interioară a casei Julietei. Acolo e o poveste întreagă, da? Și o statuie din bronz. Și dacă îi pui mâna pățâță pe sân, care este, nu te pocnește peste ochi. Deși am încercat și chestia asta cu una pe care o chema Julieta și m-a pocnit peste ochi. Nu e idee bună. Dar la statuia aia, dacă îi pui mâna pe sân, și că ai baftă în dragoste. După ce am pus mâna pe țâța Julietei, sunt singur, frate, de 8 ani. Nu găsesc pe nimeni. Trebuia pe amândoi? Clar. Dar celălalt e acoperit. Salut, Germania! Îi pui mâna pe sâni? Da, de unde? N-ai niciun noroc în dragoste, aveți încredere în ce vă zic eu. Păi m-a lăsat prietena imediat după ce am făcut chestia asta. După prima Julietă, nu asta de bronz, m-a găsit cu o Julietă în casă, eram cu mâna pe sânul ei. Și m-a sărit, și că, bă, că eram cu mâna ca să am baftă la dragoste. De unde? M-a părăsit prietena. Că a zis că sunt porc. Și a plecat. După aia m-am dus la Verona, am pus mâna pe sânul Julietei și tot degeaba. Unde suntem acum? Suntem Viget, așa se zice în belgiană? Unde suntem acum? Acum mergem, unde suntem? Am trecut de aia la altă și... mergem spre Sanga. Mă, oameni buni, nu ne-am gândit că o să facem like-uri mai multe decât celălalt. În general, oamenii care se uită la live-urile noastre din Roman se întind pe săptămâni întregi. Adică, de cele mai multe ori, like-uri se vor face oricum, asta vreau să zic. Like-uri se vor face oricum. Nu asta este important, că vom face noi like-uri. Important este să fie vizualizări, dacă e să mă întrebați, bă, ce câștigați din clipurile astea? Salutări, Irlanda! Să se facă vizualizări, pentru că atunci putem, mă repet, să mergem la sponsori, pentru că din asta trăim. Nu avem un investitor în spate, un finanțator, cum se întâmplă de obicei cu presa locală. Vai de mine, ziarul cu tarea, nu știu cui, televiziunea cu tarea, nu știu cui. Noi n-avem nici pe dracu în spate. Da? Și nu există un finanțator al Roman24 online. Încasăm mici sume din publicitate și alte mici sume ca sponsorizare pentru diverse transmisiuni. Și acum, ca să dau pe față pe toate, cu toate, că nu mă doare gura să vă spun și nici nu aș avea motive să vă mint, că pe mulți dintre voi nici măcar nu vă cunosc. Transmitem aceste meciuri ale CSM Roman, echipa de handbal, trei televiziuni din țară. TVR-ul, Digi, am mai spus chestia asta, și noi, Roman 24 online, quasi necunoscuți, nu ne știe nici dracu din presa centrală, da? Și ca să transmitem aceste meciuri, lucru care implică clar niște costuri, noi încercăm să găsim sponsori, da? Sponsori care, bineînțeles, din Roman
vă mai spun o dată, dita metropola și dita hub-ul industrial sunt foarte ironic. Abia des 4 firme și alea abia se descurcă de pe o zi pe alta și sponsorii ăștia merg către noi cu niște minime sume. Deci să nu credeți că ne îmbogățim din aceste live-uri, nici pe departe. De cele mai multe ori mai vin încă bani de acasă ca să putem acoperi toate transmisiunile. Dar mă interesează să fim cât mai mulți pe live-uri pentru ca pe viitor să încercăm să extindem această arie de acoperire a sponsorizărilor ca să putem cumpăra echipamente mai bune, mai performante, mai noi, ca să putem face live-uri inclusiv din afara orașului, din satele din jur, pentru că sunteți foarte mulți în străinătate. Foarte mulți în străinătate, plecați nu neapărat din Roman, ci din Roman metropolitan. Și aici intervin, bineînțeles, toate comunele și satele din jurul Romanului. Aici unde suntem, Ciprian? Cartierul Muncitoresc. Suntem în Cartierul Muncitoresc, Carmen. Mihai Viteazu. Strada Mihai Viteazu, nici eu nu știu pe unde suntem, îl întreb pe Ciprian. Nu mai recunoașteți pentru că s-au făcut o mulțime de modificări. La de-am trecut mai devreme a fost giratoriul, trebuia să, dacă mergeam tot înainte, mergeam spre Sagna, am făcut la stânga și mergem pe Mihai Viteazu, Cartierul Muncitoresc, înspre cimitir. Dacă mergem tot în deal, ajungem la cimitir, trecem pe lângă fosta fabrică Chimia, da? Nu mai e mare lucru acolo, nu știu dacă mai există ceva din clădirile alea în picioare. La chimie, acolo a lucrat maica mea atâția și atâția ani, încă de când a fost deschisă. Așa, exact, Irta. Uai, 27 de ani plecat din țară, păi în 27 de ani s-a schimbat orașul ăsta de 27 de ori. Dar mă bucur, uite, îmi place foarte mult că au sărit imediat alți romașcani să vă explice pe unde suntem noi. Cum să nu-ți placă romașcanii, mă? Și spunea cineva, bă, mie îmi place de români. Sunt foarte ospitalieri, sunt foarte politicoși. Sunt foarte de treabă. Partea proastă este că nu găsești niciodată indicatoare care să spună unde anume te afle și pe unde să mergi în direcția în care vrei să mergi. He, și acum facem stânga pe Anton Pan. Ce-mi plac oamenii și acum fac la stânga. Ping. Și acum suntem pe Anton Pan, stradă pe care blocurile au rămas în interior, cel puțin la fel cum erau și acum 20 de ani. Pe exterior, de bine de rău, hai dați-vă voi cu părerea. Hai ca să nu săruna, bună ziua Larisa, dați-vă voi cu părerea, să nu vă zic eu, că după aia o să ziceți vai de mine, lauzi pe primar. Nu asta e ideea, dați-vă cu părerea. Eu am fost plecat din țară o perioadă și v-am spus, am avut un șoc când m-am întors, parcă nu era același oraș. Am plecat Grecia, Calimera. Am ținut minte retura trecută, Calimera. Se putea și mai rău, dacă vreți neapărat să-mi dau eu cu părerea. Unde e la tine acasă, Radule? Ca să știu. Băi, o să facem chestia asta pe cuvântul meu. Dacă nu, o să anunțăm la un moment. Am fost în cartier, de acolo ne întoarcem. De acolo venim acum. O să anunțăm la un moment dat zona în care mergem și să vedem cine ne invită, frate. Să-i filmăm din casă. Nu din casă, din curte, din viața la țară, cum era pe internet. Era colegul Gabi care făcea viața la țară. Foarte mișto de făcut. Să dea căldura. E, Adriane, nu, n-am, unde să mă mai arunc în zăpadă acum? Trebuie să fim 500, am zis. Suntem pe strada Anton Pan, undeva aici, hai că fac și reclamă, stai așa, poate se prinde careva. În stânga e restaurantul Bradu, cu unde se fac nunțile și unde e mâncarea bună, iar în dreapta, nu știu dacă o să puteți vedea voi, se face pâine. E o brutărie foarte mișto, de la Sabus. Foarte faină pâinea. Salutări, Londra! Tam, 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 tam. Hei, trebuia să facem din mână cuiva? Am trecut pe lângă cineva care ne-a făcut din mână și n-am văzut? Posibil. Da, mergem pe la doi măgari. Acum facem la dreapta și facem la doi măgari. Salutări, Sibiu, Larisa. E clar că majoritatea vizualizărilor vin de la oameni plecați din... E clar.
normal că de acolo vin, dar nu e adevărat. Nu e adevărat, să nu crezi. N-am văzut Octavian, îmi pare rău, ce să zic, eu citesc comentariile ca să vă pot răspunde, că s-au supărat câțiva tura trecută. Voi de mine v-am făcut din mână și nu m-ați văzut. Eu citesc că nu ne saluți pe toți. Eu încerc să fac 80 de chestii odată, dar nu putem. Data viitoare aruncați cu o cărămidă în parbriz, că vă vedem sigur. Plus că nu-i mașina mea, faceți chestia asta. Ciprian săracu a zis, da, cum să nu, el abia așteaptă. Îmi pare rău. Dacă faceți din mână și nu vă vedem, îmi pare foarte rău. Petronela, bună dimineața, salutare Italia. Unde suntem? Suntem la Doi Măgari, la giratoriu florilor, cum se mai cheamă acest giratoriu, care acum e giratoriu zăpezii. Am fost pe la... spital? N-am fost. Rahovei. Salutări, Irlanda! Așa, începem să vă spun că nu e neapărat obligatoriu sau adevărat că cele mai multe vizualizări vin din străinătate. Și eu am avut o surpriză când am văzut că sunt foarte mulți din jurul Romanului, din județul Neamț, pe primul loc în materie de vizualizări. Și abia pe urmă, Londra, bună dimineața! Bună dimineața, Ștefan! Abia pe urmă încep să vină orașele din afara României. Dar Neamț este în continuare pe primul loc la vizualizări. Suntem în orașul, în municipiul Roman, Dino. Suntem în municipiul Roman, județul Neamț, România! Facem chestia asta din când încotro mergem. Acum facem la dreapta. Dacă mă întrebați unde, habar nu am. Dar aș vrea să-i rog pe toți cei care sunt în trafic să semnalizeze, Dumnezeule. Da, mașina e pe benzină. Să vedem cât o să mai fie pe benzină, că în curând ar putea să fie pe vapori de benzină. Și pe urmă o să fie la, din Renault, o să fie Peugeot, adică pe josul nostru, o să dăm la picioare. Nu trecem Tosca, rămăsese undeva în stânga. Ar fi trebuit să mergem. America! Și că să mergem pe la grajduri, îmi zice Adrian. Da... Cred că omul ăsta e sadic. Tura trecută, prima oară ne-a trimis în strada nouă, acum ne vrea pe la grajduri. Salutări, Franța! Nu știu dacă ne ducem la Tosca, dar n-avem cum. Ar trebui să intrăm pe interzis undeva. Suntem 252 de oameni, mie îmi place să vă atrag atenția și să vă scot ochii. Hai să fim 500, mă, oameni buni. La Smirodava abia am plecat de acolo. Abia am trecut pe acolo. E, a rămas în urmă Smirodava, nu putem să trecem de două ori pe acolo. Da, ci că să luăm două prăjituri la pachet să trimitem la Roma. Dacă am avea bani, am luat două prăjituri noi la terasă. Nu să le trimitem la Roma. Londra, bună ziua din nou. În aleea Tudor Vladimirescu să intrăm. Am zis eu că acolo e... Sunteți sadici, bă, oameni buni. La unitatea militară, spre fabrica de zahăr, acolo zilele trecute au avut alți jurnaliști probleme. Se pare că legea aia în care zice că n-ai voie să filmezi, fotografiezi, e în continuare în funcțiune, deși nu prea ai ce să fotografiezi, ci că sar copchii gardul la unitatea militară și își fac selfie-uri pe tancuri. Dar dacă te duci tu ca jurnalist să filmezi, n-ai voie. Mergem spre Piața Mare? Întreabă cineva. Nu mergem spre Piața Mare. Facem stânga pe Cuza Vodă, zic bine? Da. Cuza Vodă, spre Biblioteca Municipală George Radu Melidon. Și că mergeți în cartierul Lipovenesc, nu este asfaltat, nu s-a mers. Păi dacă, doamne, nu e asfaltat și pe zăpada asta, de ne trimiteți acolo să dăm la lopată. Acolo o să mergem când o să putem intra cu mașina. Salutare, Torino! Bună dimineața, Florin! Nu ne ducem la piață, Lidia, mergem pe Cuza Vodă spre telefoane. Bună, Mirela! Bine ai venit pe acest live, mulțumim că sunteți atât de mulți cu noi. Da, ce, la vară! La vară la Tosca, mulțumesc! Ciprian, mulțumesc, numai că suntem... Ai nimerit orașul... Suntem în Roman Bre, nu în Piatra Neamț. Dar dacă tu vrei să faci o
cinste în Piatra Neamț, e clar câtă cinste vrei să faci cu prăjitură. Eu vin la vară în România, o fac cu cinste. La Tosca, dar la Piatra Neamț. Ei, Adrian, nu mergem la grajduri, omule, relax. Padova, bună dimineața. Brescia, bună dimineața. Da, am trecut pe lângă Rama. Magazinul în care orice adolescent mergea noaptea să-și ia bere și țigări. Casa afacerilor e undeva în spate. Au! Carol, mulțumesc pentru LK-uri. Nu știu ce să ia, dar dacă sunt 100, îți buni. Numai să nu ne cer rest, că nu știu ce să le-a. Sănătate multă, Elena, mulțumim, la fel. Casa afacerilor este undeva în spate. Na, cred că ajungem noi pe acolo. Deocamdată stăm la semafor, că au pus și ăștia semafore de stai câte un minut jumate la roșu. Mirela, încercăm, facem tot posibilul să mai vadă și oamenii care sunt plecați de acasă, acasă. Salutări, Dublin! Nu ne da șer, Adrian, lasă, nu e problemă, că ne dau alții, cărora le mulțumim din inimă. Îți mulțumim și ție, pentru că ești aici cu noi pe live. Da, uite ce mișto idee de la Manuel, ce mișto, că dacă mașina ar merge pe like-uri, am fi Google Maps, înțelegi? Sau ar merge fiecare. Câte like-uri ai băgat, Ciprian? Păi, am avut 150 de like-uri, frate, le-am băgat pe toate în rezervor. Salutare, Craiova! Cum mai e cu stadionul ăla? Tot în picioare? Câtă răutatea din mine, înțelegi, moldoveanul din mine acum a sărit. Pac! Glumesc, oameni buni, nu am sărit în cap. Trebuie să zic și eu, că pe urmă o să ziceți că mergem în tăcere. Uite, acum coborâm, nu coborâm. Când să zic și eu că o luăm la vale, nu o luăm la vale, facem la dreapta. Stai că să mai și citesc. Mulțumesc, Carmen, apreciez. Deja căsătorie discutăm aici. Mergem pe la Horia. Filmezi? De uite, am și avem și om de filmat la nuntă. Nu mergem pe la Horia. O să mă repet, știu, nu vreau să fiu ăla cicălitorul. Când va da vremea mai bună și o să putem vedea că internetul mobil pe care îl avem ne permite să ieșim și din oraș, atunci vom începe să facem și comunele din jur. Promit. Pa, Andrei, baftă mare, succes, o zi ușoară. Acum suntem în spatele pieței. Nu în spate, suntem în... Da, cumva în spate. Gangul ăla de la piață. O să vedeți și parcarea etajată, care... Wow, cât e de goală! Da? Chiar mă întreb, folosește cineva? Uite, de curiozitate. Tu folosești parcarea asta? Când vin la piață. În rest nimeni. Toți parcați în apoda. Da, una. A, văd o mașină? Da. Una, două, unde e a doua? Două. He? Se justifică. Se justifică. Eu nu înțeleg totuși mașina asta, deși e parcată în parcare, e plină de zăpadă. Bătu vântul? Hei, dip, mă uit. Ci că să filmăm pe la 1 mai. Unde e 1 mai? În dreapta, nu? În dreapta, încolo mergem. Mergem pe Ștefan cel Mare, cumva, tot înainte? Da. Mergem pe Ștefan cel Mare, că, uite, acum în sfârșit pot să zic și eu ceva. Da, arată urât locurile astea izolate ca ochiul babei, pentru că oamenii sunt romașcani, sunt moldoveni 100%. De ce să ne adunăm toți și să facem o treabă bună, când putem să facem separat, fiecare la rândul lui, o treabă proastă? Bine, acum fiecare când... Da, Cristina, mulțumesc, da, cineva în sfârșit mă înțelege.
Fiecare și-a izolat apartamentul când a avut bani, când a avut posibilitatea și, în general, apartamentele astea sunt izolate de romașcani care sunt plecați la muncă în străinătate, se întorc în Roman și în decursul celei o săptămână sau două, hai să zic celor două săptămâni, fac ceva totuși în apartamentul pe care l-au cumpărat sau l-au moștenit în Roman. Și atunci intervine situația asta, că se lucrează cumva tot anul pe o scară de bloc, în fiecare săptămână alt vecin își face apartamentul și arată cum arată. Când mergem la Cotul Vameș o să anunțăm. Nu știu dacă e o întrebare, deocamdată suntem pe strada Ștefan cel Mare, unde căsuțele alea vechi, de le știați voi, drăpânăturile, casele bătrânești au fost fie lăsate în paragină, fie au fost vândute și în locul lor au apărut viluțe, ceea ce e foarte bine. Undeva pe dreapta o să vedeți cercul militar roman. What? Cercul militar din Roman? Nu te chinuie. O să se vadă. Știți cercul? Casa armatei, îi se mai spune. Da? Unde am ajuns? La restaurantul medieval, căruia nu vreau să-i fac reclamă pentru că n-au plătit publicitate la noi. Nu-și permit publicitate la noi. Da, totuși. Fostul Muzeu de Științele Naturii, care s-a mutat în Parcul Municipal, apa servului undeva pe stânga. Unde mergem, domnul Ciprian? Spania, salutări! Uite, ne spune Ciprian următoarea chestie. Acum ieșim pe centru și ne pregătim să ne întoarcem în studio pentru că se termină vaporii din rezervor. Vă mulțumesc de pe acum, hai ca să nu vă țin pe urmă. Înțelegeți că Încercăm să vă mulțumim pe toți. Nu putem să vă mulțumim pe toți, ceea ce e evident, dar vorba unui prieten fost politician, dacă pot să mulțumesc majoritatea, înseamnă că mi-am făcut treaba. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost peste 250 de prieteni împreună cu noi pe acest live. O să ieșim pe centrul municipiului Roman, pe lângă Tosca, dreapta pe la Profi. Înconjurăm Casa de Cultură și ne întoarcem la sediu. Când dă căldura, vă promit eu că dacă Ciprian nu o să poată, o să rezolv eu cumva să ies la picior prin pietonalul Ștefan cel Mare ca să vă arăt pietonalul. Sper că până atunci să-l și termine. Londra, bună ziua din nou! Până atunci să și termine cu pietonalul, să aibă și o finalitate. Încă vă promit pe mai departe că vom face tot posibilul să ieșim și din oraș când va da căldura și dacă o să ne permită finanțele, mă, oameni buni, pentru că acum eu nu vreau să bat șaua să priceapă iapa, înțelegeți? Dar totul ține de bani, ține de finanțe și mașina asta și timpul lui Ciprian, toate astea merg tot pe finanțe, nu e vina nimănui. Mă bucur că, uite-o și la Cinema Unirea, ca să vedeți cât de urâtă a rămas clădirea aia, o să le ajungem, le facem pe toate. Nu ne putem opri la o prăjitură, că parcarea e un leu și bineînțeles că nu o plătește nimeni. Dar undeva pe dreapta e și Tosca, acum cu terasa foarte, foarte închisă, nu mai e curentul ăla de-l aveam într-o perioadă. Prăjiturile au rămas, în schimb, la fel de bune. Oricine vă va spune același lucru. Da, puteți finanța Roman 24, bineînțeles. Nu știu exact cum o să trebuiască, trebuie să fie pe undeva un cont de PayPal. Nu știu câte lume folosește PayPal-ul. Era vorba la un moment dat, mă gândeam să trecem pe altă platformă de transmisie, să nu mai transmitem pe Facebook, pe Facebook Live, ci să trecem pe Twitch sau pe YouTube, dar în urma unei consultări furtunoase cu colegul Ciprian, am ajuns la concluzia că decât să vă pierdem de prieteni, mai degrabă să îi dăm în continuare pe Facebook.
Pentru că înțeleg că va fi foarte, foarte greu să schimbați platforma și, nu știu, să renunțați cu toții la Facebook pentru live-uri de pe YouTube sau de pe Twitch sau de pe Ustream, unde am putea introduce un sistem de acceptare de donații. N-am înțeles. Sincer, noi idei avem, vorbeam dimineața cu Ciprian, idei avem, putere de muncă avem, dorință de muncă avem, vizualizări se fac. Voi văd că iubiți sau în fine vă place cel puțin ce facem noi, dar nu știm să le și transformăm în bani. Și până la urmă toate astea în jurul finanțelor se învârt, că ne place, că nu ne place, mama lor dă bani. De aia mulți dintre voi sunt plecați din țară, tot din cauza banilor. Nu că-s guvernele proaste sau că-i mojicia sau că-i nesimțirea sau... Din cauza banilor, asta este. Și banii v-au mânat să lăsați familiile acasă și să vă lăsați pământul și casa și să plecați în alte țări. Și noi ne străduim să supraviețuim aici în România, deși să nu credeți că nu avem și noi discuțiile astea. Băi, dacă am fi în altă țară să facem treaba asta, poate am fi milionari. Da, n-avem de unde să știm. Rămânem pe Facebook și o să stabilim noi o variantă să facem cumva, să ne fie bine tuturor. Am să închei aici această transmisiune mulțumindu-vă tuturor și rămâne să ne vedem data viitoare. Toate bune!